Membrii Cercului de Istorie Gheorghe Ibrătianu din Câmpul Lung s-au întâlnit în sala de lectură a Bibliotecii Municipale din Câmpul Lung în ultima sesiune înaintea vacanței de vară. Pe ordinea de zi a dezbaterilor s-au aflat două puncte, și anume o comunicare a elevei Cleopatra Dogaru de la școala gimnazială Nanu Mușcel și o prezentare a epocii domnitorului Mihai Viteazu la împlinirea a 430 de ani de la urcarea pe tron. Mica artistă a reușit să se califice la etapa națională a concursului Patrimoniul Cultural, Istoric și Natural, organizat de către Societatea de Științe Istorice din România, cu un desen. Această lucrare, dacă va ieși câștigătoare, va fi componentă a afișului următoarei ediții. În acest desen am ilustrat elementele patrimoniului cultural, mobil, un soare, ilustrat printr-o farfurie din lut pictată manual, imobil, o biserică veche și material sărbătoarea Paștelui. Conferențiarul universitar dr. Claudiu Neagoe a prezentat personalitatea voievodului Mihai Viteazu. Vă propun o incursiune în trecut și o încercare de a-l înțelege pe Mihai Viteazu mult mai bine decât am făcut-o până acum, pornind chiar de la spusele lui, să zicem așa, sau mai bine zis de la un memoriu pe care el l-a trimis Marelui Duce de Toscana, Ferdinando de Medici. Pentru că acest document s-ar putea să vă surprindă, s-ar putea să nu vă surprindă, acest document scoate în evidență gândirea acestui mare voievod. S-a vorbit extrem de puțin despre acest document, nu-l găsiți în manualele de istorie, îl găsiți însă într-un volum, în primul volum, Mihai Viteazu în Conștiința Europeană. Și a zice că multă vreme acest document a fost ocolit. Chiar dacă întâlnirile Cercului de Istorie au luat sfârșit în acest sezon, pentru iubitorii de istorie va urma tabăra de vară, care va debuta în data de 7 iulie și care va fi găzduită de Liceul Teoretic Dan Barbilian.